Noi, case pentru Bender și Dnestrovsk. Sovietul Suprem a transmis în proprietatea viitorilor deținători ai cotei părți încă 3 construcții de lungă durată. 300 de foi balneare pentru persoanele cu înlesniri, pentru proceduri în policlinica fizioterapeutică. Programul este realizat doar în capitală. Mince de piele în Bender, pe stadionul Șălcovic, care loc o serie de meciuri de fotbal pentru copii. Bine v-am găsit! E ora știrilor în emisia primului post nistrean de televiziune. Haideți să urmărim împreună cum a fost această zi și prin ce se va memoriza ea. Începem cu informația de la Moscova, unde a fost sonorizată o declarație importantă. Gaz va fi. Rusia este gata de a semna contractul de tranzitare prin Ucraina. Despre aceasta a vorbit prezidentul Vladimir Putin. În ajun, el a participat la ședința plenară a forumului Săptămâna Energetică Rusă. Conform acordurilor de tranzitare a gazului prin Ucraina, el trebuie să fie rațional din punct de vedere economic pentru participanții acestui proces. Ucraina se străduiește să implementeze legislatura energetică a Europei. Dacă ea va reuși să facă acest lucru până la sfârșitul anului, apoi sonorizez astăzi public pentru prima dată această informație, noi vom fi gata să lucrăm în cadrul legislației europene și vom semna contractul despre tranzitul cu Ucraina în corespundere cu legislația europeană. În caz că Ucraina nu va putea face acest lucru, există proceduri interne ale legislației și politicii ucrainene pe care partenerii ucraineni trebuie să le depășească. Acest lucru nu e atât de ușor de realizat. Atunci noi pur și simplu suntem gata de a prelungi contractul de pompare pentru un an de zile. Prin teritoriul Nistreniei trece gazoductul prin care gazul ajunge în Europa, nimerește în casele și la întreprinderile noastre. Întrebări vizând economia, gospodărie comunal-locativă, domeniul sociocultural. Tradițional, în ajunul zilei orașului Bender a avut loc conferința de presă. Șeful administrației de stat a făcut totalurile anului, a dezvăluit planurile pentru viitor și a răspuns la întrebările jurnaliștilor. Prima întreprindere care a fost creată în Nistrenie, grație introducerii legislației investiționale cu înlesniri, a fost în baza uzinei de asamblare auto din Bender. Aici sunt produse articole din metal. În anul curent, producerea a fost lărgită. Numărul investitorilor va crește. A fost semnat acordul despre deschiderea pe teritoriul orașului a unei întreprinderi de producere a preparatelor medicamentoase. Sunt planuri de lucru cu companii italiene din Israel. La întreprinderea municipală comunal Door Service a fost deschisă o linie de producere a plăcii de trotuar. Sunt întreprinse măsuri pentru a ridica Benderul la nivelul oraș nedotațional. Astfel, va fi majorată partea de venit. În ultimii 2 ani, orașul nostru a fost dotațional. Sperăm că în anul viitor vom reuși să ieșim la nivel fără dotații, iar cheltuielile noastre vor coincide cu veniturile. Programul investițiilor capitale prevede construcția bazinului orășenesc. La rând sunt școala numărul 20, 2 grădinițe în cartierul Lenin, gimnaziul numărul 1 și alte obiecte. Au fost construite linii de troleibuz în cartierele Borisovca și Însorit. Până la sfârșitul lunii octombrie, pentru Bender vor fi procurate 3 troleibuze din orașul Vologda. În oraș este dezvoltat turismul. În anul 2018, Benderul a fost vizitat de peste 30.000 de turiști. Din ei, 35% au fost de peste hotare. În anul curent, numărul turiștilor a crescut simțitor. O atenție sporită este acordată amenajării și înverzirii orașului. Noi case pentru Bender și Dnestrovsk. Sovietul Suprem a transmis în proprietatea viitorilor deținători ai cotei părți încă 3 construcții de lungă durată. Acestea sunt mai bine de 100 de apartamente noi la prețuri accesibile. Programul spațiului locativ accesibil se dezvoltă activ. Această construcție de lungă durată din Bender încă un an în urmă era fără acoperiș, ferestre și uși. Acum se pregătește pentru a întâlni primii locatari. Lucrările aici practic sunt terminate, aduc în ordine teritoriul. Aceasta este un cadou către ziua orașului, 40 de apartamente noi. Casa din Bender este a doua în lista construcțiilor de lungă durată terminate. În total, în programul spațiului locativ accesibil au intrat 10 case. Aceasta este inițiativa prezidentului. Primul bloc cu
multe etaje laudate în exploatare în capitală. Locatarii lui sunt militarii. Tot aici termină construcția încă unei case pentru colaboratorii miliției. A o da în exploatare planifică către luna noiembrie, iar aceasta este fosta construcție de lungă durată de pe strada Comsomolului, următoarea în listă unde vor trece cu traiul locatarii. În bloc sunt 237 de apartamente noi. Către sfârșitul anului 2020 vor fi date în exploatare mai bine de 600 de apartamente. Pe lângă Tiraspol și Bender, loc accesibil de trai va apărea în Râbnița, Slobozie și Grigoriopol. Încă două case vor fi în Dnestrovsk. În ajuns, Sovietul Suprem le-a transmis în proprietatea cooperativelor locative de construcție. Sunt două case în centrul orașului cu nivel de confort înalt, pe care cândva le construia stația electrică și costă ca niște blocuri neterminate. Datorită inițiativei prezidentului și programului Spațiu Locativ Accesibil, când participă și deținătorii cotei părți și statul și organizațiile de rețea, astfel micșorând prețul pentru un metru pătrat de locuință, este rezolvat un complex de întrebări care nu puteau fi rezolvate nu un an, doi, trei, dar zeci de ani. Apartamentele în fostele construcții de lungă durată vor fi mai ieftine decât la piață. Din contul bugetului vor fi instalate comunicațiile și vor amenaja teritoriul. În mediu, un metru pătrat de locuință va costa circa 2000 de ruble. Pentru prima oară în oraș au fost construite de la zero două străzi, Karl Marx și Znamensky. Pentru aceasta, din fondul rutier, au fost alocate aproximativ 3.500.000 de ruble. Următorul pas, construcția locurilor de parcare a transportului particular. Aceasta, la fel, este una din cele mai abordate de către locuitori probleme. Recent a luat sfârșit construcția unui asemenea obiect pe strada Lomonosov. Acesta este unul din cele mai aglomerate sectoare ale orașului. Din contul fondului rutier au fost cheltuite 200.000 de ruble. În anul curent vor fi construite 3 locuri de parcare. 2 deja sunt date în exploatare. În afară de aceasta au fost construite trotuare pe 9 sectoare. Încă pe 9 străzi a fost făcută reparație curentă. O problemă acută este starea nesatisfăcătoare a multor curți ale blocurilor locative. Ele n-au fost reparate zeci de ani. Am înaintat inițiativa ca în anul viitor, pentru a rezolva problema dată, banii să fie alocați din fondul rutier. Guvernul deja a susținut-o. Încă un pas înainte în amenajarea orașului este construcția terenurilor de joc pentru copii. Curând, către ziua Dubăsarilor, va fi dat în exploatare cel din cartierul Havuzului. La moment, aici este nivelat teritoriul, apoi va fi instalat utilajul. La fel, în planul autorităților locale e de a începe reparația capitală a monumentelor consacrate ostașului eliberator de sub jugul fascist. În anul curent, lucrul dat va fi efectuat la 4 obiecte. Încă 4 vor fi reconstruite în cel viitor. Sute de foi balneare. Administrația de stat Tiraspol al doilea an aduce în dar categoriilor care dispun de înlesniri câte 1000 de ruble. Această sumă este cheltuită pentru proceduri în Policlinica Fizioterapeutică. Programul dat este realizat numai în capitală. Ion Boian e pensionar și participant la lichidarea avariei din Cernobâl. Acum simte dureri lombare și de cap. Pentru a-și întări sănătatea, gratis primește o cură de picurători la Policlinica Fizioterapeutică. Foaia balneară i-a fost alocată de către administrația capitalei. Rezultatul este bun. În fiecare an mă folosesc de foaia balneară alocată de administrația de stat. Adaug puține mijloace pentru a procura medicamentele necesare și trec o cură de tratament. Mâna se mișcă mai bine. La fel, inima și circulația sangvină își restabilesc funcțiile. Programul în cauză este realizat al doilea an. Administrația de stat alocă 300 de foi. Pot beneficia de ele pensionarii, veteranii, invalizii, lichidatorii avariei din Cernobâl, unii sportivi. Cererile sunt depuse în organizațiile corespunzătoare. Categoriile sunt tutelate de organizațiile obștești, spre exemplu, Uniunea Apărătorilor Republicii Moldovenești Nistrene, invalizii, ei primesc decizia. Orașul cheltuiește pentru însănătoșirea unei persoane 1000 de ruble. Pacientul are posibilitatea, pe această sumă, să treacă diagnosticarea. Medicul indică tratamentul, calculat conform taxei cu înlesniri.
Este o rezervă de energie pentru un an de zile. În anul trecut s-au lecuit câteva persoane de la întreprinderea noastră, la fel și în anul curent. Toți sunt satisfăcuți de procedurile primite. Procedurile balneare, educația fizică curativă sau masajul sunt utile pentru toți. Pacientul se poate folosi de foaia balneară în decursul anului. Mingea de piele în Bender, pe stadionul Chelcovii, care loc o serie întreagă de meciuri de fotbal pentru copii. La inițiativa prezidentului și cu ajutorul Federației de Fotbal din Republica Moldovenească Nistreană, au decis să fie reluat turneul legendar pentru copii. Jocurile au loc în trei categorii de vârstă, timp de 3 zile. Totul ca în fotbalul mare, la început imnul și arborarea drapelului. În centru, învingătorii competițiilor anterioare, echipa liceului teoretic. Turneul a fost reluat la inițiativa prezidentului. Jocurile printre echipele școlare devin tot mai populare. Sunt sigur că printre copiii de aici sunt și viitorii fotbaliști ai echipei noastre orășenești principale, Tighina. Anume, datorită turneului dat, noi vom putea descoperi talentele. Îi vom evidenția pe cei mai puternici și le vom asigura un viitor sportiv destoinic. În prima zi, pe teren s-au întâlnit 11 echipe școlare. Aceștia sunt elevii claselor a 5-a a 6-a. Parte la lupta aprigă au luat adolescenții care se ocupă de acest tip de sport în mod profesionist. Luptau sportivii cu râvnă, fiecare muncea pentru succesul colectivului său. Am participat în anul trecut. Primul meci l-am câștigat, iar al doilea cu regret l-am pierdut. În anul curent sper că vom birui, ne vom strădui. La turneu vor lua parte încă 8 echipe ale elevilor claselor a 8-a-11-a. În perspectivă sunt competițiile printre fete. După cum menționează specialiștii, participarea la mingea de piele poate fi primul pas în calea spre sportul profesionist. Mulți fotbaliști, chiar și cu renume mondial, care au jucat și în echipa Uniunii Sovietice, au pornit de la mingea de piele. Acesta este un joc pentru copii, adolescenți, anterior purta denumirea de fotbal de curte. Cei mai buni vor participa la turneul Republican din Tiraspol, iar în Bender pe cei mai puternici jucători ai clasei a 11-a îi așteaptă un derby neobișnuit. Șeful orașului a propus să joace cu echipa administrației de stat și a promis personal să iasă pe terenul de joc. Mai aproape de sport va deveni curând orășelul Pervomaisk. Iată, deja câteva luni aici construiesc un teren pentru mini-fotbal. Degrabă va apărea aici un înveliș artificial. Toate lucrările sunt înfăptuite din contul bugetului raional, programelor municipale și sponsorilor. Dorim să prefacem acest stadion sportiv în unul pentru fotbal, să facem un complex sportiv. O confirmare a faptului este terenul pentru basket care a fost construit și cel pentru volei. Acum vor fi două terenuri pentru mini-fotbal, unul obișnuit și altul cu un veliș artificial. În luna aceasta, pe terenurile date, vom instala iluminarea. Fotbalul în orășel se bucură de popularitate. Sunt în Pervomaisk și echipele sale, de vârstă diferită. În anul trecut aici au reparat stadionul local, tribunele, pistele de atletism, vestiarele și cabinele de duș. Către sfârșitul anului tot aici vor instala un teren pentru workout. La fel planifică și instalarea terenului pentru tenis și tragere la țintă. Cam atât pentru această oră. Despre alte evenimente ale zilei, în ediția de seară a știrilor CEB. La ora 20 și 30 de minute. Iar noi vă dorim o seară bună în continuare și să aveți parte doar de noutăți plăcute. La revedere!